Doamne ajută, iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune drumă spirituale și la mulți ani. La mulți ani pentru cea de a doua zi națională. Am spus a doua pentru că, după cum bine știți, ieri de prasnicul Sfântului Apostol Andrei ne-am bucurat cu toții românii pentru că lui îi datorăm faptul că îl cunoaștem pe Hristos. El ni l-a adus pe Hristos. El ne-a ne făcut și-a făcut această misiune de apostol și ne-a ne l-a adus pe Hristos. De aceea, iată, cu bucurie, l-am cinstit și dăm slavă lui Dumnezeu că a luminat mintea conducătorilor statali să înțeleagă și să accepte că este octotitor al României, motiv pentru care, iată, au decretat, bine au făcut, 30 noiembrie, ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, zi națională. Așa ne-am făcut noi românii, iată, din rânduială dumnezeiască, cu două zile naționale, una după alta. Prima, în care îl prăznuim pe Cel care ne-a dus pe Hristos și iată, ne-a făcut creștini și ne-am născut în Hristos ca neam. Și a doua, cea în care preznuim încheierea unui demes de ani, de sute de ani de fapt, de încercare a acestui popor care avea o credință, care avea o limbă, care avea o simțire, să fie și în, într-o unitate statală. Astăzi ne bucurăm de întemeierea acestui stat desăvârșit, să spunem. Atunci, acum mai puțin, asta este evoluția istoriei, dar nu asta discutăm astăzi. Astăzi vă propun să vorbim despre contribuția la înfăptuirea mari uniri pe care a avut-o Biserica Ortodoxă. Așadar, intrăm în subiect. Biserica Ortodoxă Română a cultivat în sufletele credincioșilor români conștiința trează că ei au aceeași obârșie ca neam, aceeași limbă și aceeași credință creștină. Mitropoliile țării românești și Moldovei erau înstrânse legături cu Mitropolia Transilvaniei, răspândirea cărților bisericești, ajutorarea frățească în timp de prigoană, corespondența între ierarhi, contacte personale între preoți, călugări și credincioși, pelerini fiind adesea practicate de o parte și de alta a munților carpați, pelerinajele erau astfel practicate încă de la începutul secolului al XV-lea mitropoliții țării românești, aveau și calitatea de, citez, exarhi ai plaiurilor. Închei citatul. Pentru teritoriile intracarpatice aflate pe atunci sub stăpânire străină. În această calitate ei, iată, hirotoneau la Curtea de Argeș, la Târgoviște sau la București, pe mitropoliții din Transilvania. Episcopii de vad depindeau canonic de mitropolia Moldovei. Mulți dintre cărmuitorii ei fiind moldoveni, hirotoniți la Suceava oraiași. Tot în Moldova au fost hirotoniți unii dintre episcopii Maramureșului. La rândul lor, câțiva transilvaneni au ajuns ierarhi în Moldova și în Muntenia, ca episcopii Pahomie de la Roman sau Mihail de la Buzău, mitropolitul Iacob Stamati de la Iași, toți în secolul al XVIII-lea. Episcopii Filotei și în Dionisie Romano de la Buzău în secolul al XIX-lea. Câteva, iată, repere. Conștiința unității de neam a fost întărită mai ales prin traducerea și tipărirea cărților bisericești în limba română pentru întreaga seminție românească, punându-se astfel bazele limbii române literare, care a consolidat și mai mult conștiința unității de neam a tuturor românilor. Biserica a dăruit cărți de slujbă și de învățătură în limba poporului înțeleasă de toți, care au circulat în toate provinciile românești, afirmând adesea în predosloveniile acestor cărți unitatea bisericească și națională a tuturor românilor. Diaconul Coresi, plecat la jumătatea secolului al XVI-lea de la Târgoviște la Brașov, a desfășurat o bogată activitate tipografică de peste două decenii tipărind cele din tâi cărți bisericești. El are marele merit de a fi introdus limba română în biserică. Lui îi datorăm primul liturghier tipărit în întregime în românește în 1570. Apoi, Cazania Mitropolitului Valam al Moldovei din 1643, intitulată sugestiv Carte românească de învățătură, care s-a răspândit în sute de exemplare în Transilvania, întărește, iată, și mai mult conștiința unității de neam a românilor, despărțiți fără voia lor în provincii separate politic. În prefața acestei cărți, domnitorul Vasile Lupu al Moldovei exprima vizionar convingerea că prin carte biserica se adresa nu doar cititorilor din Principatul Moldav, ci la toată seminția românească pretutindenea ce se află prea boslavnici. Și vorbitori de această limbă. Nu se poate trece cu vederea tipărirea Noului Testament de la Belgrad, Alba Iulia. În anul 1648, în Predoslovia, căruia, Mitropolitul Simeon Ștefan al Transilvaniei, exprima ide ideea unității naționale și necesitatea stabilirii unei limbi literare pe care să o înțeleagă toți românii. De asemenea, Mitropolitul Dosoftei al Moldovei scria în predoslovia liturghierului din 1683 că l-a tradus în românește ca să înțeleagă toți, declarând că săvârșirea Sfintelor Slujbe în limba înțeleasă de popor este în duhul tradiției Sfintelor Scripturi și al Bisericii Ortodoxe. Liturgia săvârșită pe întreg teritoriul românesc în limba română a devenit astfel un factor de unificare spirituală națională, de dezvoltarea conștiinței naționale și, clar, a culturii românești. Așadar, unirea tuturor provinciilor românești într-un singur stat român național a fost în coronarea multor eforturi de afirmare treptată a conștiinței naționale și a dorinței de unitate națională. Demersul concret al Bisericii în vederea împlinirii marelui eveniment de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. În acest sens, unitatea, unirea cea mare de la Alba Iulia din 1918 a fost. Precedată și pregătită treptat de evenimente majore și anume. Revoluția din 1848, unirea principatelor române din 1859, victoria românilor asupra otomanilor în războiul pentru independența din 1877-1878, deridicarea României la rang de regat, 1881. Recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, 1885. Și victoriile armatei române în primul război mondial între anii 1916-1918, Proclamarea Unirii Basarabiei cu România la Chișinău în, în 1918 la 27 martie și de proclamarea unirii Bucovinei cu România la Cernăuți în 28 noiembrie 1918. În toate aceste etape de înaintare către realizarea unirii celei mari de la 1 decembrie 1918, Biserica Ortodoxă Română a mers împreună cu poporul. A fost în fruntea lui cu rugăciunea, și cu acțiunea de luminare și de încurajare, mai ales să vârșim Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum, folosind predica și cuvântul tipărit pentru a cultiva conștiința națională și de idealul luptei pentru libertate și unitate națională. Ierarhi, cărturari, preoți, diaconi patrioți, profesori de teologie, studenți în teologie, călugări, călugărițe, care au îngrijit soldații răniți pe front, parohii și mănăstiri, care au organizat colecte de bani și alimente, toți aceștia i-au încurajat moral și material pe luptătorii români pentru libertatea și unitatea națională, mai ales în timpul războiului de independență, din anul 1877 și în timpul Primului Război Mondial, între 1916-1918. Un rol deosebit în acest sens l-au avut preoții numiți confesori militari. În ceea ce privește evenimentul însuși al Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, între cei. 1228 de delegați oficiali la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia se aflau mulți slujitori ai Bisericii, ierarhi, cum spunea mai devreme, profesori de teologie, unii consilieri parchiali, preoți, preoți parohi și chiar studenți, cum spuneam, în teologie. Lucrările adunării au fost prezidate de Marele Patriot. Gheorghe Pop de Băsești, împreună cu episcopul ortodox de Arad, Ioan Pap, care era și locțitor de Mitropolita al Transilvaniei și de episcopul greco-catolic de Orada, Demeter Radu. În marele sfat al națiunii române, ca și în Consiliul Dirigent, au fost aleși, de asemenea, slujitori ai bisericii. Iar episcopul ortodox român de Caransebeș, Miron Cristea, viitorul patriarh al României Mari, și episcopul greco-catolic de Gherla, Iuliu Hosu, au fost aleși să formeze împreună cu Vasile Goldiș și Alexandru Vaida Voievod delegația de patru persoane care va prezenta regelui Ferdinand actul unirii la București în data de 14 decembrie 1918. Proclamarea Unirii de la Alba Iulia s-a făcut la 1 decembrie 1918, într-o zi de duminică. Ea a fost precedată, așa cum era firesc, într-o zi de duminică, de slujba Sfintei Liturghii și de Tedeum în toate bisericile românești din Alba Iulia. Întrucât aceasta era înțeleasă și iată, trăită ca o lucrare sfântă și solemnă, ca o sfântă liturgie a Comuniunii Românești, a Unității și Libertății Naționale, ca act de recunoștință sau chiar mulțumire, iată, adusă lui Dumnezeu, și ca act de prețuire și de cinstire a eroilor care au luptat pentru dobândirea libertății naționale și afirmarea unității și demnității naționale. În fața unei mulțimi de 100 de mii de români. Adunați atunci la Alba Iulia. Eruditul intelectual Ardelean, Ardean chiar Vasile Goldiș, secretar al, cons al consistoriului eparhial al Aradului. Considerat atunci pe drept cuvânt vizionar și ideolog al Marii Uniri, a citit rezoluția Unirii, prin care a fost proclamată solemn unirea Transilvaniei cu România. Despre impactul, ecourile, consecințele și urmările acestui măreț eveniment istoric. Deoarece, din nefericire, Unitatea teritorială, teritorială realizată atunci, în 1918, nu mai este astăzi pe deplin aceeași? Trebuie să cultivăm mai mult comuniunea cu frații noștri români din apropierea granițelor României, dar și cu românii de pretutindeni. Astfel, Ziua Națională a României ar trebui și mai solemn trăită ca ziua unității și demnității naționale a românilor. Dintre reprezentanții ardeleni ortodoși, cei mai de seamă au fost episcopul Miron Criste al Caransebeșului, episcopul Ioan Pap al Aradului, profesor de teologie Nicolae Bălan, viitorul metropolit și Silviu Dragomir de la Sibiu, protopopul Andrei Ghidiu, teologul Petre Barbul, Barbu sau secretarul eparhial Cornel Corneanu, vicarul Roman Ciorogariu și secretarul eparhial Aurelian Magieru, protopopul Gheorghe Popovici de la Lugoj. Câte nume! După încheierea ostilităților primului război mondial, la 17 octombrie 1918, a luat ființă Consiliul Național Român, care își va stabili sediul la Arad. Acesta avea drept obiectiv intensificarea activității pentru realizarea unirii Transilvaniei cu România. În cadrul acestor acțiuni unioniste, slujitorii Bisericii Ortodoxe și-au dus o însemnată contribuție Curând după aceea, episcopul aradului Ioan Pap, împreună cu Vasile Goldi, secretarul de atunci al consistorului Eparhiei Ortodoxe Române a Aradului, au cerut episcopilor români din Transilvania să-și precizeze atitudinea față de Consiliul Național Român nou constituit. În actul de adeziune din 21 noiembrie 1918, erarhi români transilvaneni, Ioan Papa Laradului, Miron Cristi al Sebeșului, au declarat că vor colabora din toate puterile la întruparea aspirațiilor naționale. Despre clericii teologi români din gărzile naționale din Transilvania. În vederea asigurării ordinii publice și a apărării împotriva a celor care ar încerca să împiedice realizarea unității statale a neamului nostru, s-au or organizat în întreaga Transilvanie gărzi naționale românești. De asemenea, s-au ținut numeroase adunări populare în orașe și satele cele românești de atunci, de aici, în care se cerea cu insuflare unirea Transilvaniei cu România la constituirea acestor gărzi naționale și la toate adunările populare s-au numărat la loc de frunte clerici și teologi ai Bisericii Românești. Silviu Dragomir și Nicolae Bălan, profesor de teologie, episcopul Miron Cristea al Calansebeșului, protopopul Andrei Ghidiu, Petru Barbu, profesor de teologie, Cornel Corneanu, secretar parhial, Roman Ciorogariu, vicar, Aurelian Magieru, secretar parhial, viitorul episcop Andrei, Gheorghe Popovici, protopop, Vasile Suciu, vicar, Alexandru Borza și Alexandru, Alexandru Ciura. De asemenea, acțiunile pentru unitate au fost sprijinite și prin predicile Bisericii Românești și prin periodicele, prin reviste ca Telegraful Român, Gazeta Poporului de la Sibiu, Biserica și Școala de la Arad, Foaia Diecezană de la Caransebeș și Unirea de la Blaj. La Marea Adunare de la Alba Iulia au participat 5 episcopi, 129 de protopopi români. După ce lucrările au fost pregătite, la 7 noiembrie 1918, Consiliul Național Român a luat hotărârea de a convoca la Alba Iulia pentru ziua de 18 noiembrie o mare adunare națională a românilor transilvăneni, care să exprime dreptul de autoguvernare și de autodeterminare a poporului român din Transilvania în fața întregii lumi. La această adunare, urmau să fie reprezentate toate păturile sociale, toate instituțiile bisericești, școlare, culturale, economice, reuniunile de femei, de meseriași, de învățători, gărzile naționale, organizațiile muncetorești, asociațiile studente, studențești. La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, Biserica Românească, a avut ca delegați de drept 5 episcopi, 4 vicari, 10 delegați ai consistoriilor ortodoxe și ai capil, capitolurilor unite, 129 de protopopi, câte un reprezentant al institutelor pedagogice, câte doi reprezentanți ai studenților de la fiecare institut teologic, preoți și învățători ai școlilor confesionale delegați din diferite circumscripții electorale precum și numeroși preoți împreună cu păstoriților care au făcut parte din cei peste 100.000 de români transilvăneni prezenți aici. În ziua de Duminică, 1 decembrie 1918, clopotele bisericilor românești din Alba Iulia chemau la slujba învierii și unirii neamului nostru. În fiecare s-a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum, după slujbă s-a întrunit adunarea națională constituită la care au participat cei 1228 de delegați oficiali pentru a vota unirea. După îndeplinirea tuturor formelor de votare, de alegere a comisiei care valida mandatele, a fost ales biroul Marii Adunări Naționale ce avea trei președinții: Gheorghe Pop de Băsești, Episcopul Ioan Pop al Aradului și Demetriu Radu al Oradei. Când se tratează soarta neamului, clerul și poporul credincios una sunt. Adunarea a ales apoi marele sfat național, care era un fel de parlament, format din 212 membri, căruia i s-au încredințat atribuții administrative și legislative. După citirea hotărârii de unire, au fost aleși cu aclamații 212 membri membrii ai marelui sfat național, un fel de parlament, cum spuneam, din care făceau parte și clerici români, episcopi, profesori de teologie, protopop și preoți. La încheierea lucrărilor a luat cuvântul Ioan I Pap, episcopul Aradului, care, între altele, a spus: Ne-am prezentat acum la această mare sărbătoare națională, ca să dăm probe învederate că ori de câte ori se tratează despre soarta neamului românesc, clerul și poporul credincios, ca fi adevărați, sunt una în cugete și în simțiri, sunt una în dorințele și aspirațiile naționale între vorbitorii de la tribunele rânduite pe câmpul lui Horea, s-au numărat importanți slujitoare bisericii ortodoxe. De pildă, Miron Cristea, episcopul Caransebeșului, amintea de suferințele românilor transilvaneni și de lupta lor pentru dreptate, libertate și unitate, din rândul cărora n-au lipsit nici clericii bisericii ortodoxe. După ce ierarhul pomenit, Arăta că acum nu ne mai putem gândi la altceva decât la unirea cu scumpa noastră Românie, alipindu-i întreg pământul românesc și că idealul suprem al fiecărui popor ce locuiește pe un teritoriu compact trebuie să fie unitatea sa națională și politică, încheie prin cuvintele mișcătoare. Simțesc că astăzi, prin glasul nostru unanim, vom deschide larg și pentru totdeauna porțile carpaților, ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viață românească. O delegație a Marului Sfat Național din Transilvania, din care făceau parte alături de Vasile Goldiș și Alexandru Vaida Voievod, și episcopii Miron Cristea și Iuliu Hosu au prezentat la București regelui Ferdinand actul unirii Transilvaniei cu România. Acest act se consfințea legal printr-un decret. Unirea Transilvaniei cu România a fost mai apoi recunoscută și de conferința de pace de la Paris din, tra prin tratatul de la Trianon. Din 14 iunie 1920. Câteva concluzii, dezbatere și actualizare. După cum am mai spus, de-a lungul timpului, vrednicii slujitoare ai Bisericii Românești Ortodoxe s-au identificat mereu cu răzuințele poporului nostru de dreptate socială, independență, libertate și unitate națională. Au participat prin cuvânt și faptă la marile evenimente din istoria namului nostru înscriindu-și numele cu litere de aur în Cartea Vieții Poporului Român. Astfel, sub pelerina bisericii cultura și spiritualitatea românească au putut crește aducând roade bune la vremea cuvenită în bisericii pentru o lungă perioadă de timp școala românească s-a putut dezvolta. Sub oblăduirea ei, patrioții români și-au exprimat ideile. Cu rugăciunea și binecuvântarea ei, soldații români și toți luptătorii pentru unitate au reușit să ducă la îndeplinire idealurile lor. Atunci când poporul și țara au cerut-o, biserica noastră străbună și-a adus contribuția Depunând toată strădania, clerici, monahi, clericii, monahii, în alta ierarhie, în frunte cu Mitropolitul Pimen, devenit atunci președinte al, Sf al Sfântului Sinod, Miron Cristea pe atunci episcop al Caransebeșului, Nicolae Bălan, profesor de teologie la Sibiu în acea vreme, și mulți alții. Marea Unire, manifestarea unității de credință a românilor. Biserica românească a fost întotdeauna legată de soarta poporului român. Este ușor de remarcat faptul că ori de câte ori în învățătura poporului român a existat un moment de răscruce, ori de câte ori s-au împlinit idealuri scumpe tuturor românilor, atunci în viața Bisericii Românești au avut loc mutații ce au generat emulații spirituale și împliniri bisericești. Astfel, întemeirea statelor feudale românești a fost urmată în plan bisericesc de întemeirea mitropoliilor românești la Suceava și la Argeș. Așa cum unirea Moldovei și a țării românești în 1859 au fost imediat urmată de unirea celor două biserici ortodoxe sub mitropolitul primat. Cucerirea independenței 1877-1878 și recunoașterea ei internațională a fost urmată în 1885 de recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Un fapt cu semnificații asemănătoare s-a întâmplat și după Marea Unire din 1918, care a fost. Urmată de unificarea Bisericilor Ortodoxe surori din teritoriile reunite din cu țara și din vechiul regat, și de ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la statutul de Patriarchie 1925. Se observă foarte clar că fiecare obiectiv politic realizat de români este urmat în mod expres și de unul pe linie bisericească, pentru ca, în felul acesta, Biserica Ortodoxă Română să fie alături de statul național românesc în demersurile acestuia de unitate și propășire. Mai mult decât atât, nicio realizare politică sau socială nu ar fi, fost in, nu ar fi intrat în inima poporului român dacă aceasta nu ar fi fost completată și de o împlinire bisericească. De asemenea, în istorie, statornicia și puterea unui stat era recunoscută prin puterea bisericească a poporului său. În istoria noastră, Mitropolitul Țării se afla în permanență de-a dreapta Domnului, sfătuindu-l și sprijinindu-l cu rugăciunea, cu binecuvântările. Aceeași sinfonie a relațiilor stat-biserică va putea fi observată și la momentul 1 decembrie 1918, precum și ulterior. Anul 1918 a reprezentat în istoria poporului nostru anul marilor sale realizări pe tărâm național, în culunarea victorioasă a unui lung șir de așteptări și renunțări, de lupte, sacrificii, pentru un crez, un ideal desăvârșirea statului național român. Înfăptuitorul Marii Uniri din 1918 a fost poporul român, iar Biserica Ortodoxă Română a contribuit la înfăptuirea acestui ideal național. Despre unitatea de credință de neam și despre cea națională. Celebrarea anului omagial al unității de credință și de neam reprezintă pentru Biserica Ortodoxă Română expresia comuniunii și a mărturisirii sale de credință rămase neschimbate în decursul istoriei. Sfântul Biseric Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit ca, în cadrul conferinței pastorale, misionare, semestriale a preoților din primăvara anului 2018, să fie realizată, Unitatea de credință și de neam, prin reliefarea uh, re următoarelor teme. Unitatea de credință, temelie a unității bisericii, unitatea bisericii în fața persecuțiilor, unitatea bisericii în fața ereziilor, unitatea bisericii în fața curentelor filozofice și ideologice, politice și contribuția Bisericii la promovarea conștiinței naționale a poporului român și la făurirea statului român unitar modern. În primele secole creștine, în special în perioada articulării învățăturii de credință, de până la perioada sinodelor ecumenice, Biserica a fost confruntată cu două pericole majore care amenințau unitatea ei. Din exterior au acționat împotriva Armoniei ecleziale, persecuțiile împotriva bisericii, îndreptate oficial împotriva creștinismului de către autoritatea romană și populația păgână, care considerau noua credință drept o manifestare îndreptată împotriva politeismului și a structurii statale existente la vremea respectivă. Din interior, s-au ridicat împotriva unității bisericii bărbați grăind învățături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei. Așa cum prevăzuse Sfântul Apostol Pavel în, în faptele apostolilor, am văzut acest lucru, iar aceștia au creat diferite schisme, erezii, toate având nevoie de decizii clare și ferme îndreptate împotriva lor, din partea ierarhiei bisericești. În fața Politeismului Păgân, creștinismul a propus, încă de la început, o credință unitară, o mărturisire comună și o slujire liturgică respectând aceleași reguli și principii pentru toate comunitățile care alcătuiau Biserica. Sinodele ecumenice au cristalizat ulterior învățătura de credință în fața pericolului. Reprezentat de ereziile și schismele apărute pe parcurs, iar această stare de fapt s-a păstrat în decursul istoriei creștine până în prezent și va rămâne astfel până la sfârșitul veacurilor. În prezent, dificultățile care amenință unitatea Bisericii s-au modificat simțitor față de cele din primele veacuri. Dacă în secolul XX s-a produs fenomenul secularizării, cu efecte negative asupra lucrării bisericii în societate, în secolul 21 ne confruntăm cu o reală decreștinare progresivă la toate nivelurile, social, politic, cultural. Situație în care simbolurile religioase sunt efectiv excluse din spațiul public, devin tot mai dese aceste Dorințe de excluderea lor, la nivel cultural, moștenirea creștină evo, europeană este fie trecută cu vederea, fie este atribuit, este atribuit un rol redus, minimal, ca importanță. Această nouă stare de fapt, în special în Occident, este rezultatul final al accentului masiv pus pe capacitatea omului de a se încrede. Exclusiv în forțele proprii și de a realiza toate aspectele privitoare la viața sa prin intermediul propriei rațiuni. Tendința raționalistă conduce însă, în cele din urmă, la clivaje politice, la o stare de tensiune persistentă în toate straturile societății, la slăbirea unității naționale, românești și nu numai. Vedem asta și în alte state, precum și la diminuarea demnității naționale, și la noi și la alții. Trebuie să subliniem în mod deosebit că România Mare este și o împlinire a Bisericii Ortodoxe Române, care, în toată istoria ei, a apărat unitatea de credință a românilor și, implicit, a cultivat conștiința unității de neam. Românii Scria Marele istoric Nicolae Iorga: Au trăit într-o comunitate religioasă care a avut drept consecință o continuitate culturală de cel puțin 300 de ani și aceasta a produs, în ceea ce privește sentimentul general de unitate românească, cel mai mare efect. Vedem așadar că. Dacă mergem pe firescul un domn, o credință, un botez, o limbă, o simțire, o țară, putem să avem o unitate solidă, indisolubilă. Acum depinde de noi depinde de noi dacă vom ști să ne men menținem unitatea. Iată, greu dobândită, greu încercată de atunci și până astăzi. însă până să vorbim iată de unitate națională de păstrat, că de astăzi este ziua națională. Să căutăm să ne păstrăm, să ne păstrăm sufletele nealterate, să ne păstrăm mintea, cu nimic afectată. Vom reuși acest lucru dacă întâi de toate vom ține cont de faptul că nu trebuie să ne punem încrederea doar în forțiile proprie, doar în propriile forțe. Întâi de toate, de fapt, ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu. Dacă vom fi conștienți de omenitatea noastră, de limita noastră, pe care vrem să o, să, să o trecem, ne dăm seama că nu vom putea face acest lucru decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci vom reuși să fim o forță, pentru că, chiar dacă oameni limitați vom fi, vom fi accesat puterea lui Dumnezeu. Postul, rugăciunea, Tradițiile frumoase și cele sfinte și curate, vorba frumoasă, poezia, literatura, istoria, locurile dragi românești. Poate astăzi, mai mult ca oricând, cumva ne sensibilizează. Sigur, am văzut și vom mai vedea pe diferitele posturi de televiziune multe materiale, care mai de care mai frumoase. Să nu rămânem doar impresionați de ele. Să căutăm acea impresionare, acea emoție, acea stare frumoasă care nu vor da sau ne, -o, ne, -o, ne -o vor fi dat-o, toate acelea să nu le inhibăm în noi, să le prețuim și să le hrănim și să le creștem. Și astfel vom păstra ceea ce Dumnezeu ne-a dat o țară frumoasă, ceea ce Dumnezeu ne-a dat o limbă armonioasă, ceea ce eroii și oamenii de mare cinste ai istoriei românești s-au străduit să ne dăruiască o țară pe care o vom păstra în unitatea ei. Câte vreme vom prețui limba, cultura, istoria, religia și vom trăi în iubire, în pace, în armonie, în respect reciproc. Asta ne dorim astăzi, la mulți ani români, să trăim, să fim sănătoși și să trăim nu mulți ani, multe secole. În pace, în granițele statale, în granițele sufletești, de istorie, de neam, de cultură, de civilizație românească. La mulți ani. Să ne fie de folos, Doamne, ajută.